Ediția din acest an a finalei campionatului național de karate tradițional pentru cadeți, juniori, tineret și seniori a adunat la start sute de sportivi din 25 de cluburi participante. CSM Slatina a fost reprezentat de 7 karatiști care au reușit să obțină rezultate foarte bune în această competiție. Cel care și-a adjudecat medalia de aur și biletul pentru mondiale este Ștefan Ionică. Ștefan este singurul oltean care la masculin ne va reprezenta peste hotare în acest concurs. Am participat cu un lot de 7 sportivi, de cadeți și seniori. Avem un rezultat foarte bun. Ionică Ștefan a reușit să se califice la campionatul mondial ce va avea loc în Portugalia în luna octombrie. Este cel mai important rezultat pentru că lupta a fost extrem de puternică între toți participanții, toți vrând să se califice și doar locul întâi de la această competiție s-a calificat. Și a arătat din nou valoarea pe care ne-a arătat-o de fiecare dată și a reușit o nouă calificare la acest campionat mondial. Toți cadeții au reușit să urce pe podium, au obținut inclusiv o medalie de argint prin Răducan Adrian, ceilalți au obținut medalii de bronz, rezultate foarte bune, având în vedere, așa cum am spus, că a fost un campionat foarte puternic. Foarte, foarte, foarte strânsă această finală. Pot să zic că am venit din spate, de pe locul 3. Până în semifinale, fiind la egalitate perfectă cu celălalt oponent adversar din Craiova, dar în final am reușit să mă impun, el având o execuție cu un kata mai slab cotat decât al meu, pentru că pe cel mai bun îl epuizase în semifinale. Și cred că asta a făcut diferența. Campionatul mondial din Portugalia din luna octombrie reprezintă o oportunitate pentru Ștefan Ionică de a-și demonstra abilitățile la nivel internațional și de a aduce onoare județului Olt. Vreau să obțin neapărat de data aceasta o medalie. Data trecută, neavând noroc să spun așa, am avut o mică dezechilibrare. Cu toate acestea, ar fi trebuit să mă calific mai departe, dar de data aceasta o să fac perfect ca de fiecare dată și trebuie să obțin o medalie, eu așa sper. De cele mai multe ori ne-a surprins plăcut Ionică Ștefan la campionatele mondiale sau europene, obținând medalii, urcându-se pe podium. Sperăm și acum să avem această urcare pe podium. Performanțele lui sunt extraordinare, au fost extraordinare încă de mic, are un talent înnăscut în el și o putere de concentrare și de muncă la antrenament foarte mare. Pe lângă Ștefan, și Ianis Bibescu a reușit să urce pe podium în finala de la București. Am reușit să obțin 2 medalii de bronz, una la proba de Fukugo individual, masculin cadeți, locul 3 la cumite echipe alături de Răducan Adrian, Voicu Marius și Toma Andrei, iar la kata individual n-am reușit să obțin medalie, clasându-mă doar pe locul 5. Cum ți s-a părut competiția, nivelul acestei competiții? A fost mult mai ridicat față de celelalte, concurenții fiind vizibil mult mai pregătiți, o organizare foarte bună, excepțională. Finala campionatului național de karate tradițional pentru cadeți, juniori, tineret și seniori s-a desfășurat în perioada 13-15 septembrie.